Bună, dragi copii, și bine ați venit la o nouă lecție de științe! Astăzi vom învăța despre lungimea, volumul și masa corpurilor. Oamenii, animalele, plantele, apa, aerul, pământul, obiectele și tot ce există în mediul înconjurător sunt corpuri. Toate corpurile au proprietăți, iar unele dintre aceste proprietăți pot fi apreciate cu ajutorul simțurilor. Văz, miros, gust. Corpurile au și alte proprietăți, de exemplu, duritate, flexibilitate și așa mai departe. Și unele dintre aceste calități pot fi măsurate, de exemplu, lungimea, volumul și masa lor. Prin caracteristicile lor, corpurile se aseamănă sau se deosebesc unele față de altele. De exemplu, dacă avem un pahar, putem să îi măsurăm înălțimea sau volumul. Dar toate corpurile din jurul nostru au dimensiuni diferite. Credeți voi că este important să cunoaștem dimensiunile acestora? Desigur, copii, este foarte important, căci doar așa putem să comparăm obiecte sau să ne organizăm camera, casa și viața în general. Haideți acum să învățăm despre lungime. Spunem că un cuvânt este mai scurt decât altul. Cuvântul măr este mai scurt decât cuvântul necesar. Așa cum comparăm cuvinte, avem nevoie să comparăm și alte dimensiuni. De exemplu, suprafața pe care o ocupă pe o foaie de hârtie, un dreptunghi desenat. Acesta va avea o lungime și o lățime pe care o putem măsura cu o riglă și putem calcula sau estima aria sa. Sunt situații când este importantă lățimea? Ei bine, de exemplu, când oamenii doresc să construiască un pod peste un râu sau un fluviu, atunci lungimea sa nu mai este importantă, ci numai lățimea acestuia. Ce înălțime ai? Ei bine, înălțimea este a treia dimensiune pentru corpul în general. Cu ce te-ai măsurat? Vedeți că pentru a putea compara dimensiunile corpurilor, acestea trebuie măsurate cu instrumente de măsură potrivite. Cu un metru de croitorie vei măsura talia. Cu ajutorul unei rulete, o cameră. Cu o riglă, un desen pe o foaie de hârtie. Unitatea de măsură internațională pentru lungime este metrul. Însă voi cunoașteți centimetrul, cel mai utilizat sub multiplu, și kilometrul, cel mai utilizat multiplu. Haideți să desfășurăm împreună o activitate practică. Măsurați obiectele următoare: ghiozdanul, penarul, manualul de matematică. Trebuie să aveți în considerare lungimea, lățimea și înălțimea acestora. Informațiile despre masă și volum în video următor. Pe curând, copii!